secerișul este mare, sunt puțini lucrătorii, dar vedem că dumneavoastră și noi toți ne-am rugat și ne rugăm ca Domnul să scoată lucrători la seceriș și vedem faptul împlinit, mărit să fie Domnul. De aceea este o bucurie pentru fiecare și pentru mine, chiar care de foarte puțină vreme cunosc Biserica El Shaddai. Totuși să știți că și cei chemați în ceasul al 11-lea vor primi aceeași plată. De aceea, cu găduința dumneavoastră, făcând parte din bucuria dumneavoastră, auto-invitându-mă și rugându-l pe fratele dacă aș putea să vin și eu, și el mi-a spus, cum să nu, frate Dorel, cu drag. Pentru că și eu, vă spun sincer, am vrut să mă rededic încă o dată. Știind cam care este atmosfera, am dorit să iau și eu din noi hotărâri și să fiu și eu parte cu voi, binecuvântat să fie Domnul. De aceea vă mulțumesc, mulțumesc fraților slujitori și doar un îndemn, așa, care m-a presat aici în adunare, să știi că se merită, frate Cor. Frați slujitori, se merită sau nu? Se merită. Chiar dacă fratele spunea de poveri, de greutăți, de situații, nu-i nicio problemă. Măriți să fie Domnul, se merită. Și o să citesc câteva versete și apoi mă voi așeza. Prima dată. De ce se merită? Haideți să mergem repede, că nu avem timp. Cât timp este, ne? Mai strângulăm noi câteodată. Și făcăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta. Viața veșnică. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 25. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta. Viața veșnică. Să merită. Pentru dumneavoastră personal, o jumătate de verset și apoi pentru noi toți lucrătorii câteva versete și Domnul să ne ajute să le împlinim. O jumătate de verset din Apocalipsa până cu soția dumitale, capitolul 2, partea finală a versetului 10. Fiți credincioși până când? Și în slujire. Și în absolut orice lucru pe care Scriptura ne învață. Fiți credincioși și să ne ajute Domnul și voi în mod deosebit până la moarte și iarăși să merită. De ce? Pentru că Domnul vă va da și vouă, ne va da și nouă ce? Mărit să fie Domnul. Și apoi închei cu frumoasele versete menționate de Apostolul Petru în capitolul 5 din întâia sa epistolă, sfătuiesc pe prezbiteri, spune Apostolul Petru, în seara aceasta spun și eu, sfătuiesc pe prezbiterii și pe frații de aici, păstori, prezbiteri, dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, și un martor, chiar dacă n-am văzut cu ochii mei de carne și n-am fost atunci, totuși când m-am contopit cu Scriptura, am înțeles că suferințele Domnului Iisus sunt reale. El a suferit real. Și sunt și eu un martor și mărturisesc că Domnul Iisus a murit pentru noi toți. Și a suferit pentru noi toți. Pentru Biserica El Shaddai, pentru tineri, pentru frații slujitori, pentru lumea întreagă. Și de aceea continui. Al patimilor Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, Doamne ajută-ne, păstoriți, Doamne ajută-ne pe noi toți. Turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu ce? Cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Și apoi, se merită, când se va arăta păstorul cel mare, veți primi cununa, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Amin. Doamne ajută-ne pe noi toți și Domnul să vă ajute în mod deosebit începând din ziua aceasta pe voi. Amin.